Vârcolacul. A fost odată, într-un sătuc dintr-un regat îndepărtat, trăia un tânăr pe nume Lucas. Lucas, de ce nu-i spui ce simți? Dacă spune nu, nu știu dacă inima mea ar suporta durerea. Dacă ți-o ia altcineva înainte. Nu! Oh, ai dreptate, prietene. Ar trebui să-i spun ce simt înainte, să fie prea târziu. Și așa, luându-și curaj, Lucas merse la Susan să-i spună despre sentimentele lui. Susan? Da? Stai o zi bună, Susan. Și tu, Lucas. Mulțumesc. Stai, îmi știi numele? Desigur, am fost la aceeași școală. Îți amintești? Profesoara de engleză a găsit o oarecare scrisoare de dragoste, ce-ai scris-o cuiva... Oh, asta da, fusese Marcus. El o scrisese. Serios? Bănuiesc că mai bine vorbesc cu Marcus atunci. De fapt, n-a fost Marcus. Eu am fost. Te iubesc. Stai, n-am spus asta. Ai făcut-o! Eu... Bine, pa! Oh. Ha? Susan? Numele meu este Susan, nu Susan. Relaxează-te, prostuțule. Am venit aici să-ți spun că așteptam încă din liceu să-mi spui despre sentimentele tale. Și când ai făcut-o în sfârșit, ai fugit. Ei bine, eu... Și eu te iubesc. Tu ce? Te vor auzi părinții tăi. Ne întâlnim mâine lângă lac. Pa! Visez? Sper că nu! Ne vedem mâine! Ne vedem... A doua zi, Lucas și Susan s-au întâlnit pe malul lacului, tânărul cuplu trasând castele de iubire în aer. Încă nu pot să cred că ești a mea. Promiți că nu vei pleca niciodată? Niciodată! Dragostea noastră e eternă! Este! Din acea zi au trecut luni, iar Susan și Lucas erau din ce în ce mai îndrăgostiți. Bine, acum pleacă. Tata va veni în orice clipă. Să te vadă aici, la balconul meu, nu va lăsa o primă impresie grozavă, știi? Of, nu mai suport distanța asta. Nu mai trebuie. Vino mâine să vorbești cu el. Ah, mâine. Abia aștept. Te iubesc așa de mult. Și eu te iubesc. Acum pleacă. Pa! Pa, prosuțule! Între timp, Nebula, o tânără vrăjitoare din munți, intrase în sat de vreo săptămână să cumpere niște ierburi. Ea umbla prin piață când privirea-i căzu pe Lucas. S-a îndrăgostit de el pe loc. Vai, ce chipește tânărul acela! Spre uimirea ei, Nebula îl văzu pe Lucas îmbrățișând altă femeie, Susan, ceea ce o înfurie. De atunci era pe urmele lui Lucas ca o umbră, până când... Bună, Lucas! Sunt Nebula și vin de pe muntele Charles! Bună! Ce pot face pentru... Dacă ți-aș spune că te iubesc? Scuză-mă? Mă iubești și tu? Ești bine? Nu te cunosc. În plus, iubesc pe altcineva. Ei, dacă eu nu te pot avea, tâmplare, nimeni nu poate. Ce? Când vei merge în pădure după lemne, la prima lovitură de topor, te vei transforma în lup. Și spunând asta, Nebula s-a întors și a plecat. Lucas a râs în sinea lui și a plecat acasă. În acea după-amiază, ignorând amenințarea vrăjitoarei, Lucas își puse taurul la car și porni spre pădure. Dar de îndată ce lovi în copac, securea căzu pe pământ. Surprins și îngrozit, s-a uitat la mâinile lui. Nu! 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 Nebunit de teamă și de mâhnire,
alergă prin pădure, se privi într-un iaz cu apă și văzu că a fost schimbat într-un lup. Gonea de zor, îndurerat și îngrozit, ieșind din pădure. Oamenii începură să țipe, să strige și alergau terifiați la vederea unui lup enorm de la marginea pădurii. Fugiți pentru viața voastră! Și văzându-i mergând de colo-colo, fiara realiză panica pe care o produsese oamenilor. Eliberând un răget puternic, vârcolacul s-a întors și a dispărut în pădure. Soarele a apus și apoi a răsărit iar. Era o nouă zi, dar pentru vârcolac, o viață cumplită abia începuse. Înapoi în sat, Susan aștepta nerăbdătoare ca Lucas al ei să vină acasă și să-i ceară mâna în căsătorie. Dar el nu a venit, dintr-un motiv știut doar de el. Iartă-mă, iubirea mea! Nu pot veni la tine altfel, căci te voi speria. Dar voi merge să o găsesc pe vrăjitoare, ca să întoarcă blestemul și să mă întorc la tine curând. Și astfel Lucas, care acum era un vârcolac, își începu călătoria către muntele Charles. A traversat numeroase râuri și a străbătut multe păduri, asigurându-se că nu e văzut de oameni. Și de câte ori nimerea un ochi de apă, prindea pește cu mâinile goale și îl mânca după pofta inimii. A continuat să meargă și, într-o zi, călătoria lui l-a adus într-o poiană, unde văzu o haită de hiene înconjurând un băiețel, cu gurile sale vându-le, în timp ce se apropiau de acesta. Cineva mă ajute, vă rog! Și cu un urlet răsunător, Lucas a sărit în scenă. Hienele, când au văzut bestia uriașă, au fugit încoace și încolo, apoi dispărând în spatele copacilor. Te rog, nu mă ucide! Lucas privi la băiatul speriat și apoi, întorcându-se spre drumul lui, își continuă călătoria. În acel moment, se auzi o voce. Vocea unei femei. Lucas s-a întors și o văzu pe Nebula, vrăjitoarea, îndreptându-se în fugă spre băiețel și îmbrățișându-l. Jack! Oh, Jack! De ce ai plecat din mâna mea? Ești bine? Da, lupul acela cu chip ciudat m-a ajutat! Nebula se uită spre lup și știu pe loc cine era. Lucas? Lucas se răcni, plecându-și capul. O lacrimă îi scăpă din ochi, simțindu-se atât de neputincios, căci nu putea vorbi. Îmi pare așa rău, Lucas! Am fost depășită de furie! Ai salvat viața fratelui meu! Vom fi mereu recunoscători! Și spunând asta, vrăjitoarea i-a mângâiat ușor capul lui Lucas și imediat s-a transformat în om. Rămăsese fără grai când își văzu mâinile și își atinse fața. Resentimentul lui față de vrăjitoare a dispărut imediat. Lucas, îmi pare rău. Am învățat că iubirea adevărată nu e să învingi ființa pe care o iubești. Uneori e despre a privi acea ființă fericită fără tine. Ei bine, trecutul e trecut. Trebuie să merg la iubita mea. Lucas, stai! Blestemul nu poate fi ridicat permanent. Ce vrei să spui? Ești om acum, dar de câte ori te vei mânia, lupul din tine va răsări. Îmi pare rău, dar nu există nicio modalitate de a întoarce întregul blestem. Plec să-mi întâlnesc iubirea. Inima mea nu are loc pentru mânie. Îți mulțumesc. Rămas bun. Ai umblat cale lungă, Lucas. Aici, această vrajă te va duce în satul tău cât ai clipi. Și cu o lumină sclipitoare, Lucas a dispărut din poiană și a apărut în satul său. Acum, spre iubita mea. S-a dus imediat la casa lui Susan, unde a văzut adunată o mulțime de oameni, de parcă avea loc o sărbătoare. Ce se întâmplă? De ce? Susan și Marcus tocmai s-au căsătorit. Stai! Nu tu!
dar Lucas nu a așteptat. S-a repezit înăuntru văzându-i pe Susan și pe Marcus în veșmintele lor de nuntă, înconjurați de familiile lor. Susan? Lucas? Te-ai recăsătorit? Cu Marcus? Tu ai îndrăzneala să te întorci la mine după 3 ani și să mă întrebi dacă m-am căsătorit? Te-am așteptat destul, Lucas! Dar... Lucas, destul! E ziua nunții noastre! Nu o strica! Lucas îl privi pe Marcus și venele de pe frunte începură să-i se umfle. Și cu un răcnet puternic s-a schimbat într-un vârcolac. Panica acaparase casa și oamenii fugeau înfricoșați. Cât Lucas se apropia mai mult de Marcus, lungindu-și caninii și ghearele. Și chiar când Lucas era să-l atace pe Marcus... Stop! Ce s-a întâmplat cu tine? În ce te-ai transformat? Te rog, el este soțul meu acum. Dacă trebuie să rănești pe cineva, atunci rănește-mă! Susan plângea cu mâinile strânse, implorând. Văzând lacrimi în ochii ei, lupul din Lucas a început să se calmeze, iar el s-a transformat din nou în sinele lui uman. Ne-am promis reciproc iubire veșnică? Și tu nu ai mai putut să mă aștepți? Cu toții credeam că ești mort, Lucas! Nu! Nu dragostea ta a murit, dar a mea a fost. Dar a mea a fost. Încă este. Să ai o viață bună, Susan. Te voi iubi mereu. Și spunând asta, Lucas s-a întors și, mârâind feroce, se transformă într-un vârcolac. Apoi, zguduind pământul sub picioare, a fugit din casă îndreptându-se spre pădure. Dar legenda spune că vârcolacul încă trăiește și este printre noi. Și ori de câte ori gândurile despre dragostea lui îl tulbură, el se retrage dintre oameni și se refugiază în pădure, unde își urlă durerea, pentru că nu toate poveștile de dragoste au finaluri fericite. Unele doar se transformă în legende.